Bine v-am găsit, stimați telespectatori, orice întreprindere intelectuală, autentică, v-am spus de mai multe ori, presupune o investigație detectivistică, mai ales în cazul istoriei, care îți aduce satisfacții nebănuite. Lucrând, voi trebui să termin pentru ceea ce împreună cu Dan Andronic am decis să fie o serie, Picătura de istorie, uite că am și zis deja, o serie de cărți, 80-100 de pagini. Unul din studii era cel despre varianta Mareșalului despre 23 august. Am spus că la audiență noi știam numai punctul de vedere al regelui care, așa cum am arătat în almanacul evenimentul istoric, care e o primă parte din acest studiu mai larg, maestatea sa, regele Mihai I, a avut 11 variante. Și uitându-mă acum, am 80 de pagini și gândindu-mă cum aș putea să fac o cărticică din acest studiu, mi-am dat seama că lipsea un memorialist foarte important și anume Ion Mocioni Stârcea. O să vă explic altă dată, a fost unul, cred că cel mai apropiat de regele Mihai, un bandit. El a rămas în România, a făcut pușcărie și a fost eliberat chiar de Emil Bodnaraș și apoi a și plecat. În schimbul unor memorii pe care le-a scris el în închisoare, sunt vreo 1300 de pagini, memorii care n-au fost tipărite până acum, o să vă spun și cine a mai tipărit din ele, și aveam neapărat nevoie să văd audiența, adică ce spune el, deși n-a participat. Memorii care eu nu aș avea prea mare încredere, deoarece el a scris într-un fel la comandă. Bănuiesc că acolo unde era vorba de Bonăra și de aia n-a avut grijă să nu spun adevărul, dar în rest e chiar interesant. Și CNSAS a postat pe site o chestie extraordinară, un dosar care are vreo 12-13 volume și anume se numește Problema 23 august, prin 64 Securitatea, ca să vedeți, s-a gândit să adune într-un dosar o serie întreagă de stenograme care nu puteau fi date publicității. De la volumul 1 la volumul 7 sunt memoriile lui Ion Mocioni Stârcea, maestru de vânătoare pentru alte. Și cum am ajuns acum să vorbesc despre Ion Mocioni Stârcea, mi-am dat seama dintr-un articolul meu mai vechi, că fragmente, el poate fi, dar trebuie să o cerizezi, documentul ăla e foarte greu și ia să vedem, mi-am amintit că într-o carte de care mi-am amintit eu așa vag, au fost publicate fragmente din aceste memorii. Și aceasta este cartea, ca să vedeți. A apărut în 2000, a apărut la o editură care evident că nu mai există, deoarece se numea la vremea respectivă Maja da Honda, nu știu, așa se spune în spaniolă, este localitatea unde au căzut Moța și Marin. O schimbă, nu mai știu cum se numește, acum se numea, acum în vreme. Dar oricum, un autor, ia să vedem acum, era să vorbești în gură, să o enervezi pe Doina, Gheorghe Neacșu, a găsit în arhive, în arhivele Institutului de Istorie, care a devenit Arhiva Istorică, stenogramele unor ședințe pe care le-a organizat în 59 Institutul de Istorie a Partidului despre 23 august. A fost Bodnaraș, Walter Roman, Constantin Agiu, Petre Constantinescu, Iași, Belu Zilber. Autorul a scos aceste stenograme care sunt senzaționale și sigur a adăugat Victor Rădulescu Pogoneanu și Ion Mocioni Stârcea.
Lucrețiul Pătrășcanu este un articol din 25 august, nu, 23 august 1945, un număr aniversar, și el povestește acolo, mi-a atras atenția, pentru că descrie bombardamentul din aprilie. Da. Și uitându-mă eu prin această carte, nu, să văd, mi-am dat seama că și fișase pe aici. Eu uite, aveam aici. Am descoperit că pe 22 ianuarie 1959, la ședința, era o fel de ședință acolo la Institutul de Istoria Partidului, și ei povesteau cu 22. Emil Bodnăraș a zis următorul lucru. Emil Bodnăraș, vă citesc. Așa. În acest cadru se explică de ce Antonescu a avut poziția pe care a avut-o și a hotărât să reziste, și se explică și poziția lui Maniu și Brăteanu, întâi în cadrul general și pe urmă localizat. Ei erau în legătură cu Antonescu. Ei discutau cu noi, dar în același timp și cu Antonescu. Punct. Și acum vine bomba. Ei au înțeles că bombardamentul care a început la 4 aprilie, ăla american, de către anglo-americani, este destinat nu slăbirii mașinii de război nemțești, ci este destinat distrugerii surselor de petrol care ar fi putut servi pe sovietici. Păi, cum, dacă, când am citit, eu am notat, dar cum de nu m-am grăbit repede să scriu, eu știu, un punct de vedere extraordinar. Bodnăraș era comunist. Este ăla care e șeful echipei de ospătari, care îl luase din palat cum să zic, pe echipa Antonescu. Da, deci bombardamentele nu vizau să distrugă mașina de război nemțească, ci ca să nu le lase rușilor, povestește Emil Bănără. Da, mă. Ar trebui reeditată. E pe site, pe ocazii roșii, la două anticariate, e anunțată, dar nu se mai găsește, și chiar e foarte interesantă. Este o prefață aici de Nicolae, de domnul Scurtu, și hai că să vă citesc. Așa. A, nu. Așa. Să vă citesc interesant despre acest Tircea. Știu că mă lungesc și că dumneavoastră de-abia așteptați să vorbesc despre PSD și PNL. Da, hai să vedem aici. Deci, zice, memoria controlează, Ioan Scurtu, da. Ah, Lucrețiu Pătrășcanu, da. Zice așa, citesc pentru că e foarte important ce au pus cei de la CNSS. Nu s-au tipărit încă memoriile lui Ioan Mocioni Stârcea, secretarul particular al regelui, implicat în toate momentele care au primit ziua de 23 august. Se cuvine menționat că Ioan Mocioni Stârcea și-a scris memoriile în timp ce era arestat, beneficiind de un regim lejer tocmai pentru a-și redacta textul. Aceasta poate fi explicația numărului foarte mare de pagini, circa 2000, care fac aproape imposibilă din punct de vedere financiar tipărirea lor integrală. De asemenea, se pare că i s-a sugerat să prezinte cât mai pe larg participarea Partidului Comunist la actul de la 23 august, așa, deoarece reprezentantul Partidului Comunist la discuție cu regii a fost Lucrețiu Pătrășcanu și acesta era în disgrația lui Gheorghiu Deș. Relatările lui Mocioni Stârcea nu erau utile din punct de vedere politic, astfel că, exceptând câteva pagini care au fost tipărite după 65, memoriile au rămas în manuscris. Deci, și autorul dă aici niște fragmente. Uite o chestie. Până se găsește, ele sunt la liber, adică sunt pe site-ul, că au fost confiscate de securitate al CNSA. Sigur, pot fi consultate, m-am uitat. Unul, pot fi și descărcate, 1,6 volume, sunt și alte lucruri interesante acolo. Bă, dar nu se găsește nimeni o editură să găsească un sponsor, că avem atâția care au furat în țara asta. Mă, că dracu, 2.000, 3.000 de euro, dracu, e cât dă un om de afaceri
nu știu, șoferului pentru că i-a dus un buchet de flori bovnice și nu, fără să știe nevasta lui. Totuși, eu am citit o mare parte din aceste memorii, sunt senzaționale, chiar senzaționale, că ele vizează și Carol al doilea, și el era un mare bârfitor. Deci, vor putea fi publicate, sunt chiar nemaipomenite. Am zis așa. Bun. Să trecem acum la un subiect foarte important, și anume, așa cum ne arată o burtieră la o televiziune de știri, astăzi s-a intrat în a cincea zi de demonstrații ale fermierilor și transportatorilor. Ia să vedem cum sună burtiera. Sunteți gata? Noi Imediat. suntem pregătiți. Vă rugăm să ne spuneți ce ați stabilit, v-ați ridicat de la masa negocierilor. Ne adresăm celor care sunt în stradă, dar dacă îmi permiteți, își pot ști. Dragi colegi protestatari, spontani, în urma întâlnirii cu domnul ministru al Finanțelor, declarăm că nu s-a ajuns la niciun acord motivând legislația europeană. Prin acorduri asumate de România la Comisia Europeană. Da. Deci sunt 5 zile de demonstrații, care fiind vorba de utilaj agricol și de camioane, este o mișcare de protest foarte primejdioasă și spectaculoasă. La ordinul lui Marcel Ciolacu, televiziunile de partid și de stat ale PSD-ului, pentru că a PNL-ului Digi a reflectat, să zicem, această mișcare, aproape că au trecut-o sub tăcere, în frunte cu Antena 3, ba chiar au și început o campanie oamenii lui Ciolacu, că de fapt această mișcare este pro-rusă, inspirată de ruși, și că au dat o poză cu unul care, băi, oameni, băi. Așa cum a spus și Arghezi în legătură cu propaganda germană în 1914 în România, nimic nu face mai rău unui regim decât lengăii proști. Adică propaganda oficială, nimic nu e mai rău pentru o convingere a unui popor decât propaganda. Uitați-vă la propaganda oficială a lui Bibi, făcută de armata Israel. Nu convinge pe nimeni. Păi, Hamas convinge. Deci, încă o dată, propaganda, cum ziceți, comunicare, ca să fie convingătoare, trebuie să fie sincer. Ai dat, poți să dai milioane de euro la Antena 3, că aia tot îți vor fușări și vor face la puncte, puncte, măsă. Și acum se vede și acum. În timp ce TikTok, rețelele sociale, clocotesc de nemulțumire față de guvernul Marcel Ciolacu, față de, probabil că a ajuns și cu țintul la os, se dau imagini în diferite locuri din țară, au blocat vămile, la Antena 3 nu există și ba chiar este, după părerea celor de Antena 3, este pus la cale de Putin. Toate regimurile postdecembriste pe care le puterile au făcut această greșeală de a crede că poți să contracarezi, nu știu cum să spun, presa independentă cu presă plătită. Bă, presa plătită, mercenară, e proastă prin definiție. Că ea, ca să-ți ia banul, îți spune prostiile pe care vrei tu să le spui. Uitați-vă la propaganda în favoarea Ucrainei. Nu convinge pe nimeni. Mă convingă pe mine toate prostiile care le dă Kiev independent, care zice că a stat de vorbă cu o unitate de insurecțională din zona cucerită de ruși, care zice că luptă împotriva rușilor cu șoapta. Oh, imediat s-a dat la jab. Uitați la articolele date la noi la jab. Nu convinge pe nimeni. Că păi, fac, vine mogulul, șeful și zice, bă, fii atent aici. Xulescu, Pixulescu, da? Să trăiți. Bă, din acest moment, tu iei orice articol cu Ucraina care vine la șgheab, dacă vrei schimbi titlul, dacă nu, îl pui acolo. Și băiatul pune, nici nu știe ce a pus.
că oricum, zice, a zis șeful, da. Bun. Este o mișcare care, totuși, iată că a ieșuat și convorbirile de la... Deși de 5 zile o țară e cu fundul în sus, pentru că, repet, aia blochează căi de ceva, de circulație, părățelele sociale se dă, am spus aseară că PNL nu are nicio reacție. Bun. Dar și ce se întâmplă? N-are nicio reacție Ciolacu. Cum ar spune Marin Preda despre personajele sale, cu Marcel Ciolacu se întâmplă ceva. Marcel Ciolacu, din când a venit el din iunie, ne-a obișnuit felul lui de a fi ca fi pompier de serviciu. Nu știu, o vrăbiuță își rupea, nu știu, lăbuța. O, imediat pe Facebook, ședință de guvern, deschiderea guvernului, trebuie să luăm măsuri, da? Venea orice bombăneală, la un moment dat, nu știu ce au hotărât ei în legătură cu ONG-ul, cu care eu eram de acord, că e o deturnare de fonduri, în loc să dai statului, dai lui Poponeț. A făcut gălăgie unul Poponeț, un șmecher, Beizadea, l-a primit la guvern pe el și pe niște coțofene și Ciolacu imediat alarma și imediat a rezolvat problema. Stimați-le spectatori, de 5 zile în România are loc un protest spectaculos, da? Și riscant. Acest protest este sprijinit de marea majoritate a populației, care vede în acest protest expresia în stradă a nemulțumirii sale. Nemulțumirea populației. Cu toate acestea, Marcel Ciolacu n-a scris nici măcar pe Facebook. Doamne, nu înțelege nici măcar pe Facebook. Pentru Marcel Ciolacu, acest protest nu există. Nu e felul lui de a fi. Nu e, adică, chiar și când erau lucruri imposibile. Asta cu medici. Au venit niște ăștia de la spitale și a zis, știți că potrivit ordonanței, toate posturile libere erau blocate, da? Și erau și la spitale. Că le deblocau sau că le blocau, oricum nu aveau medici. Și deodată vin niște spitale de stat și spun, domnule, trebuie neapărat deblocate 8.000 de posturi, pentru că noi nu mai putem să ne desfășurăm activitatea deoarece nu mai avem medici. Bun, am zis noi. Și dacă le deblocați, aveți medici? Nu! Adică la asta imediat clauzul, bă, nu clauzul. Marcel Ciolacu trebuie să spună, bă, stai mă puțin, n-am nimic, sigur că le deblocăm, dar aveți medici? Că nu sunt medici. Adică cum adică un spital și-a desfășurat a Colentina, că era, nu știu, un șef de la Colentina, care făcea mare gălăgie. Da, deci până la blocarea acestor posturi, ei n-au angajat nimic, pentru că n-au de unde. Ei, cu toate acestea, mi-a dat seama, la această demonstrație, la tot ce se întâmplă, Ciolacu n-a scris pe Facebook. Nu există niciun articol pe site-ul PSD. Ceva e în regulă cu Ciolacu. Totul a pornit de la scandalul ferma dacilor. Marcel Ciolacu n-a reacționat. El care, pe la din ăla, care trebuia să modifice legea la începutul ședinței de guvern, explica povestea. Nu. Deci Marcel Ciolacu nici măcar n-a scris pe Facebook. Deci, repet, cu Marcel Ciolacu se întâmplă ceva. Și sunt mai multe explicații. Eu le spun. Posibil, nu. Fac speculații. Primul, Marcel Ciolacu a obosit. Și a zis, bă, vor picioarele. Că de regulă el la din ăsta, asta a fost noutatea și farmecul acestui premier. Că spre deosebire de alți premieri, cum se întâmpla ceva, nu știu, undeva bătea vântul mai tare pe o stradă, imediat intervenea, fie pe... Păi țineți minte că, nu știu, când a venit ăla pompierul care era în Italia, a venit la miezul nopții, l-a întâmpinat el, nu știu, de o gimnastă, ridica un picior mai sus, gata, bravo. Nu.
Această mișcare nu există pentru el. Deci, o explicație ar fi că a obosit. A doua explicație este faptul că el știe că mișcarea nu e spontană, nu știu de cine organizată, și că, în consecință, n-are ce să facă. Și trei, el poate că chiar vrea să plece. O să ți spun că poate să fie un pretext la un moment dat și mișcarea asta și el, bă, plec pentru că cineva fi premier până la, dacă Marcel Ciolacu e premier până la Europarlamentar în iunie, PSD-ul e pe locul 3. O să vedeți, deci se va eroda cu o rapiditate uluitoare, pentru că nu mai sunt bani, pentru că s-au adunat toate problemele, pentru că liberalii joacă la offside, nu intervin, nu fac nimic, Iohannis joacă și el la offside și, în consecință, a rămas Marcel Ciolacu, care le ia toate în bot. Se va termina mișcarea, se va veni mișcarea, nu știu, crescătorilor de rațe, care vor veni cu rațele. Nu, nu se termină, pentru că, repet, s-au amânat reforme, măsuri, putare, s-au dat bani și acum încep să nu mai fie, zic eu. Bun, deci întrebarea este ce se întâmplă cu Marcel Ciolacu. O știre care a trecut neobservată se referă, știți că Zelenski a înaintat Parlamentului Radei o lege privind mobilizarea a 500.000 de ucraineni ca să meargă pe front, pentru că ei, de fapt, nu, nici vorba, nu bani, nu, ăla, nu arme, oameni. Surprinzător, această lege a fost dur criticată de partidul lui în Parlament și a fost retrasă. Deci nici acum nu se poate vorbi de 500.000. Stimați telespectatori, este o întrebare pe care o pun. Noastră, puteți să credeți ce vreți. Imaginea de după 22 sau după 24 februarie 2022 despre poporul ucrainean este aceasta. Poporul ucrainean, eroi, cu mic, cu mare, cu bătrân, cu tânăr, cu femei, cu bărbați, cu copii, cu cățel, cu purcel, luptă împotriva invadatorului. Este imaginea. Imaginea lui Ștefan cel moldovenilor bătându-se cu turcii, imaginea lui Vlad Țepeș bătându-se cu turcii, deci la momentul în care se ridică întreaga țară. Este imaginea poporului englez care a fost, când au fost atacați de nemți. Ce înseamnă? Sau imaginea rușilor când a fost Marele Război de Apărare a Patriei. Deci când a început Marele Război de Apărare a Patriei, toți fiii nomenclaturiștilor, toți în frunte cu băieții cu lui Stalin, Iacov și cu Vasile, s-au dus pe front. Oameni buni, nu s-au dus la manutanță, nu s-au dus la, în spatele lor. Vasile era aviator și avionul lui era cel mai vânat avion din al doilea război mondial. Iacov a fost pe front, a căzut prizonier și a murit într-un lagăr, deoarece Stalin n-a vrut să-l schimbe cu Paulus. Tot, de la băieților, tot ce a fost al lui Molotov, tot ce a fost s-au înrolat a doua zi. Puteți să-mi spuneți și mie un băiat de nomenclaturist de la Kiev care e pe front? Dar nu numai atâta. Deci, în momentul în care un popor, potrivit marii prese, micii prese, potrivit propagandei occidentale, apără teritoriul până la ultimul om și ne apără și pe noi, în acel moment se vine Volodymyr Zelenski, șeful statului, și le spune, bă, noi nu mai avem oameni pe front, deoarece acești oameni luptă de 2 ani, e nevoie de noi oameni. Și vom face mobilizare care ar putea să prevadă să vină și din străinătate. Păi, stimați telespectatori,
Normal era că în momentul normal era nici să nu fie lege. Zelenski să zică ce a zis și în acel moment să avem de a face cu un flux invers celui de refugiați la toate granițele cu Ucraina, să vină cu steag bărbați, femei, copii, bătrâni. Bă, noi am plecat, dar acum venim să apărăm patria. Păi cum, mă, oameni buni, să pleci, cum să pleci 4 milioane de oameni să stai în străinătate, chiar și femei? Dacă este război, așa cum îl prezintă ei, nu? Războiul din Irak pentru americani nu era, era nici pentru ruși. O forță specială. În cazul de față avem imaginea unui popor eroi care își apără teritoriul de invadatori. Păi și cum era pe teritoriu când, de ce stă refugiat? Când normal ar fi, măcar acum, să vi... poate că până acum ar fi zis, bine mă, se bat pentru noi ăia. Dar acum ați văzut vreo unul, bă, vreo unul, găsit măcar de propagandă o care să spună, da, domnule, eu am fugit la Frankfurt sau o femeie, dar mă întorc să lupt, să fac tranșee. Nu știu, dacă e nevoie, mă duc în prima linie și car răniți. Nu. No. Păi cum adică eu n-am auzit război de apărare a patriei în care nomenclaturiștii și fiilor n-au nicio treabă cu frontul? Zelenski e tot timpul prin străinătate când, nu știu, te aștepta ca la Stalin să fie în fiecare seară a plecat asupra front. Restul, deci ce fel de război în coate? Vine șeful statului, spune, bă, nu mai avem oameni care să se lupte, da? Dar sunt 4 milioane de ucraineni în străinătate. O să spune, domnule, poate sunt bătrâni, dacă sunt bătrâni ce? Păi e vorba de apărarea întregului popor. Întregul popor, râul Ramu, cum zicea Eminescu. Că la noi, împotriva turcilor, lupta și râul și Ramu. Râul ieșea din matcă, Ramu, când venea un turc, pac, îi dădea una peste Efes, îi cădea Fesul. Asta era râul Ramu. Aici, ucraineni nu luptă nici râul, nici, nu că nu luptă râul și Ramu. Nu luptă nici ucraineni. Deci aici este întrebarea. Cum se împacă? Repet, dacă ni se prezenta cum prezintă Putin, domnule, noi avem o unitate, o acțiune specială, nu e război, acolo sunt niște oameni plătiți, domnule, bine, am înțeles, sau americanii în Irak, sau când se bat americanii cu Huti, rebelii ăia, antenii, marea superputere, bă, ce le-a făcut la Huti? Rebelii Huti din Yemen, aia, parapantiștii din Yemen au fost înfrânți, bombardați de mașinăria anglo-americană, avioane, rachete, sateliți, împotriva lui unii din ei desculți. Este mari, mari, mari sunt americani. Mari, mare putere. Bun. Deci, stimați telespectatori, s-au împlinit 4 ani, chiar pe 14 ianuarie, de jurnalul meu video. Cu 4 ani în urmă, cred că pe la ora asta, înregistra primul jurnal video al meu și ar fi despre această, despre eu vlogger, despre jurnalul meu video, mi-a luat un interviu excepțional, Marga Nițu, de la Gândul. Interviul a fost dat pe site-ul ziarului, am obținut aprobarea să-l dau și eu în cele ce urmează, pentru că decât să vorbesc eu acum, am vorbit în cadrul interviului. Înainte de asta, vreau să pun alături, ceea ce n-am reușit la Gândul, imaginea mea de acum cu imaginea mea de acum 4 ani pe acest jurnal video. Vom descoperi, e acest film de 4 minute, în întregime va fi dat în cadrul interviului. Aș vrea să fac câteva observații pe care mi-au scăpat în cadrul interviului. Acolo am vorbit despre prăpastia dintre mijloacele tehnice pe care le am acum și mijloacele de atunci.
Dar acum, uitându-mă peste interviul, înregistrarea interviului de la Gândul, că așa la mine vin idei, m-am uitat și mi-am dat seama ce paralizat eram, ce complexat eram în fața camerei. Uitați-vă acum. Mă simt bine, vorbesc cu camera, nu știu, ca cu o iubită. Acum ați văzut, sunt mele cuvintele, cred că am și scris. Deci dacă te uiți acolo, parcă îl înțeleg pe Ciuc. Adică acum 4 ani, în acest jurnal video, în debutat, vorbesc mai prost decât Ciuc. Mele cuvintele, nu mă mișc, sunt paralizat. Acum, în fața camerei de luat vederi, cum e acum, uitați, mă mișc, fac, dau de nu, mă simt elementul meu. Poate să-i dau un sfat domnului Ciuc. Eu, în locul lui, uite acum mi-am dat seama, aș face în fiecare seară, aș face vlog. Am și spus că a încercat Gabi Firea, dar nu a ținut. Să fiu altă, în fiecare seară, care tehnologie și jur, îi pariez să-i spună, dacă s-a uitat cineva, poate Rareș Bogdan. Domnul Cristoiu, nu-i zic maestru, a spus următorul lucru. Și el acum 4 ani era ca noastră. De-abia ați văzut. Era paralizat de ideea de cameră. Acum, domnul Cristoiu, după 4 ani, se simte în fața camerei, poate facă și stricte. Se simte foarte bine, ca acum, da? Face și dumneavoastră, seară de seară, eu aș face în locul lui, un vlog, poate nu seară de seară, 2 ori pe săptămână, și la un moment dat vă spun, îi jur că după vreo jumătate, după vreo lună, 20 de drumuri, da? Este exact ca să închei ce mi s-a întâmplat mie și bănesc și dumneavoastră după ce am luat carnet, eram pe la înainte de 89, 70 și ceva, și am condus, țin minte că am venit, i-am adus cu mașina de la Costinești, de la Secvența, Pădinescu cu el. Păi, oameni buni, mă simțeam, ce făceam așa? Mă țineam de volul, deși aveam carnet. Păi, și merg eu și merg până în București. Am obosit de credeam că mă... Păi, când am ajuns în Piața Unirii, deodată mi-am dat drumul. Deodată mi-am dat seama că mașina, eu conduc eu, nu mă conduc, că eram lejer. Este ceea ce se numește, și o să vedeți dacă vă faceți în carnet, ați dat drumul. Deodată ca și aici, acum 4 ani, aveam carnet, dar eram paralizat, mă țineam dacă, acum mi-am dat drumul așa. Asta este, da. Și acum o să vedeți acel interviu despre cei 4 ani de blog, de Cristoiu, nu, vlogger, și despre alte lucruri din viața mea de gazetar. Bun găsit! În seara aceasta îți prezint un om. Gazetar, cronicar și vlogger. Pe 14 ianuarie 2020 nu s-a uitat la ceas și nici în buletin și s-a aruncat în necunoscutul internetului. Ți-a arătat zidul de la Târgoviște, ți-a făcut cunoștință cu țonții și moții și te-a introdus în biroul din care lucrează. Au trecut 4 ani de clipe tălmăcite și răstălmăcite de un istoric al clipei. A fost adorat, a fost cenzurat și înjurat. Doamnelor și domnilor, în seara aceasta, vloggerul Ion Cristoiu. Bună seara! Nici eu n-am înțeles ce e la vlogger. Nu v-a prezentat niciodată vlogger, nu? Nu, mi-a zis, mi-a arătat cineva cu unul care avea 15 ani, tăia un măr și făcea milioane de vizualizări. N-am înțeles de ce. Probabil... Pentru că ați trecut de la blog, ați început da. Cristoiu Blog. Da. Următoarea etapă a fost vlogul. Da. Și acum și acum sunteți se vlogger. Spune. Da, nu știam, ar trebui să fac parte într-o asociație. Ați vorbit, ați invocat două personaje, că e foarte important, vă dau o știre. În premieră, Motii și Cuțonții. Ei sunt doi motani nesuferiți și scopul meu, visul meu, a fost să aduc și o pisică, adică care să se pisicească. Ei doi nu se pisicesc.
Însă am eșuat, împreună cu soția, cu chiu cu vai, am adus o pisică pe balcon, dar ea preferă libertatea. Pisica aceea, știu că spuneați despre ea, era că stătea pe balcon pentru că, de ce, o țineați pe balcon? Nu, ea vine în fiecare zi. Am înțeles. Nu, sub balcon și îi se dă de mâncare. Am reușit să o aducem pe balcon, unde sunt condiții, totuși. I-am făcut cușcă, mâncare, nu vrea, vrea libertate. Dar ca să vedeți. Care dintre, sunt motani amândoi? Nu, motanii sunt. Da. Și eu voiam să mai aduc o pisică, pentru că cei doi motani nu sunt pisici. Ați avut pisici? Da, pisica am un motan de 8 ani. Păi și se pisicește, nu-i așa? Să zicem. Oh, nu, nici nu vreau să mă gândesc la mine. Care dintre ei se ascunde când plecați și nu cu greul găsiți? Mote, celălalt sonț este absolut nesuferit. Este ceva, nu? Întotdeauna impresia lui este că el este stăpân și că noi suntem pe aici niște tâmpiți care ne jucăm cu el și el acceptă. Da, interesant așa. Un moment în care l-ați făcut celebru este acela când v-a surprins că s-a urcat pe tastatură și torcea. Da, el este, el nu este un motan care poate să deschide ușa și, adică se atârnă cu declanță, cu tot corpul și intră și mă trezesc cu el și chiar a intrat, dar pe mine m-a surprins pentru că era o criză de sentimentalism și nu îi ședea bine, era un fel de Putin care plângea, adică el așa e un tip din ăsta dictator. Da, de-aia spune, uite că am venit, pentru că, într-adevăr, unul din motivurile, una acestea 4 ani de vlog, este ce am mai făcut sonții, când intră, când iese, a devenit un personaj. Rar îi luați pe amândoi. Da, dacă aveți, aveți motan, vreau să scot o carte despre câini și mâțe, am scris. Așa. O carte ironică cu mine, care nu mă pricep. Motan... Și, păi nu, problema este... Îmi dă voie protecția animalelor să-l aduc pățonții. Unde? La lansare. Evident. De ce da. Nu? Poți să circul oriunde cu el. E vaccinat, bănuiesc, e casă. Nu, la... nu, dar poate nu mă lasă că i-am stricat imaginea publică. Dreptul la imagine, da. Are știți și, că are părinții da. Care folosesc imaginea da. E o problemă, da. Trebuie să cereți acordul. Trecutul e frumos pentru că nimeni nu înțelege o emoție pe moment. Uitându-vă în urmă, 4 ani de zile, care este emoția predominantă cu acest vlog ajuns la 4 ani? Da, e o interesantă întrebare. Nu m-am gândit dacă sunt emoționat în timp ce înregistrez. Emoția predominantă este că în timp ce înregistrez nu țin minte. Probabil sunt și mai bătrâni și alte zic, băi, și ministrul agriculturii, agriculturii, agriculturii. Și vă enervați și nu... Da, și oprește la cam așa ceva vine din asta și, de fapt, dar determinant este faptul că întotdeauna, mai ales în ultima vreme, mi-am propus să nu mai aibă o oră, că eu mă iau cu vorba, ați văzut și noastră, și mi-am făcut un din ăsta, cronometru. Da. Da. Nu, problema, nu că mi-am cumpărat 6. 6 cronometre. Păi ideea să fie unul cât mai bun, oricum, și îl pun la 20 de minute și de întotdeauna depășesc. Din alea așa, bănuiesc că puneți doar unul, nu le puneți nu, pe că nu, eu am spus pe ideea că m-a luat, adică am zis, nu orice cronometru. M-am uitat pe internet, dar era foarte important că întotdeauna îmi propun că el când ajunge la 0, clipește. Și eu îl opresc și vorbesc în continuare. Și asta nu e unul dintre avantajele internetului. Nu sunteți limitat de un timp, de publicitate, de acolo? Nu, era, din câte mi-a zis Adrian, IT-istul, care e în Italia, și el mă dirigează prin Anydesk, el conduce, preia conducerea. Adică el e de acolo și îmi spune cum să stau într-o parte și într-alta. După jumătate de oră nu mai plătesc aia publicitate și în plus telespectatorul se... Păi să nu pierdem sigur. Timpul, să ne întoarcem la oile noastre. Apropo, mi-am adus aminte, v-ați întrebat într-un jurnal video de oile noastre și mi-am adus aminte că am studiat la școală, este vorba... De unde vine expresia? Da, nu, dar niciodată m-am întrebat de unde vine expresia. Dintr-o fabulă franceză, nu mai știu exact cum se numește, secolul XV, farsa lui
Pantelan, dacă da, și probabil că se ne întoarcem la... Da, la un cioban a fost acuzat de stăpânul său că i-a furat oile, a ajuns la judecată, avocatul i-a spus, fă-bă prostul că te salvez eu. În sala de judecată, el făcea pe prostul, o dădea dintr-un antral, dar judecătorul îi spunea, hai să ne întoarcem la oile noastre și el behăia. Și uite că de aici a venit... Ca să vedeți, eu credeam că e... Nu credeam că poate fi francez, pentru că nu e caracteristica lor în istorie, că sunt cu oi, noi mai degrabă, da. Deci să ne întoarcem la oile noastre. Primul jurnal, prima clipă din acești 4 ani, 14 ianuarie, spuneam 2020, 4 minuțele decât filmate cu telefonul mobil, dar discutăm acest moment. O să-i rog pe colegii mei, Mihai, să ne ajute să... Vedem și noi acest prim jurnal video. Citind zilele trecute despre autobasculantele care turnau beton pe străzile și mergeau în decembrie 1989 către radio pentru a apăra clădirea de teroriști, mi-am amintit brusc, ca într-o pagină din Proust, de ceea ce spunea Nicolae Stoian prin 1972, când eram eu simplu redactor la Viața Studențească. Și el zicea cam așa, bă, Cristoiu ăsta e ca o autobetoneră, în timp ce merge, gândește, are idei. Și mi-am dat seama că de ani în șir, decenii, de fapt din 1968, nu fac altceva decât mă comport ca o autobetoneră, trec prin lume în fiecare zi, intru în contact cu diferite știri, cu diferite imagini, cu diferite fapte și din ele sar scântei pe care eu le numesc gânduri ivite din ziua prin care trec. Așa că m-am gândit să fac o rubrică video nu înscris, deoarece ar însemna să mai scriu încă o pagină și ceva de manuscris pe zi, pe lângă editorial. Deci m-am gândit să fac o rubrică video, ziua prin care trec, în care, în câteva minute, să povestesc ce am văzut, ce am auzit, ce am citit eu în ziua respectivă, mai important, și ce gânduri mi-au trezit ceea ce am citit. De exemplu, am văzut azi că presa tefelistă, presa anti-PSD, îl toacă pe Ludovic Orban, care teoretic reprezintă Partidul Dreptei, Partidul Tefelist, pentru o serie de năravuri PSD-iste. Asta mă amintește că nu e nimic nou, deoarece și CDR-ul a făcut la fel, dar în același timp m-a pus pe gânduri, deoarece noi nu avem un partid, PSD-ul nu-l consider de opoziție la ora actuală, pentru că nu-l ascultă nimeni, un alt partid decât PSD-ul, de exemplu USR-ul, care să sancționeze toate aceste deraieri ale PNL-ului de la un alt fel de politică. Tot azi, intrând în sala de lectură, am văzut pe cineva, chiar pe primul loc, citea Tribuna Hârlăului. Să leșim nu alta, nu știam că Hârlăul a avut un ziar și care se numea și Tribună. L-am întrebat, ca de obicei, când văd pe cineva citind ceva deosebit de ce îl citește, mi-a zis că el se ocupă de un studiu despre românii din America, dar fiind din Hârlău, a văzut și acest ziar, a apărut prin 31, vreo câteva exemplare, un tipic ziar ca din Caragiale, în care un tip se certa cu un alt tip din orașul din Hârlău, bănuiesc, și unul și altul având ziare, prin intermediul cărora se certau, durau. Și acest ziar a apărut câteva zile, fie că n-am mai avut bani, fie că între timp s-au împăcat. Și uite, așa am descoperit-o astăzi, Tribuna Hârlăului. Cam atât ce mi s-a întâmplat astăzi, mai important,
pe mâine seară cu alte lucruri din întâmplări din ziua prin care am trecut, evident, mâine. Ne-am întors. Cum arăta Ion Cristoiu de acum 4 ani în prima acum, încercare? E un salt uriaș. Ce făceam era o baracă. Acum sunt așa într-o... Castel? La Romexpo, nu, castel, așa. E foarte interesant. În primul rând, sunt două mari salturi, dacă mă raportez acum de vedere profesional. Stângăcia mijloacelor de aici, aici la început, am filmat cu telefonul mobil, m-am autofilmat. Da, probabil că mulți telespectatori nu știu nici partea asta tehnică. Eu sunt doctor. Până acolo, ajungem și acolo. Să recunoașteți că eu, la vârsta mea, bat mulți tineri la... Și pe mine, de cele mai multe ori, vă spun sincer, până acolo, descrieți momentul în care ați luat decizia, eu vreau să fac asta, m-am trezit azi dimineață, vreau să fac asta. V-ați consultat cu cineva? V-ați sfătuit cineva? Ați văzut la alții? Nu, pur și simplu a fost nevoia de a înlocui editorialul. Eu scriam la evenimentul zilei la vremea respectivă, zi de zi, și nu mai rezistam. În plus, descoperisem că în mai toată lumea editorialul scris este înlocuit cu aceste... Deci ați cercetat un pic piața, foarte mulți editorialiști fac înregistrare pentru că oamenii nu mai citesc atunci... Și de ce 14 ianuarie? De ce în acea zi? Ce a fost special? Nu-mi dau seama. Nu știam că va fi pandemie. E foarte important în pandemie. Am făcut și interviuri foarte multă lume și nu da de ce 14 ianuarie. Nu pot. Uite că nu țin minte, mă tot uitam acum să văd că nu dau seama ce fel de cărți erau, unde era peretele de filmare, pentru că nu recunosc cărțile. Înseamnă că nu recunosc cărțile. Nu e decorul de la București, biroul da, de la nu birou, nu birou, de acasă. De acasă, dar nu mai înseamnă că am schimbat cărțile între timp. Că nu mă tot uit la el să văd dacă este... Este un decor... Păi nu, dar cărțile, nu recunosc cărțile. Stați un pic, la mine, care am una dintre cele mai puternice mari biblioteci personale, ele sunt pe căprării, da? Nu recunosc aici la care din dulap am fost cu el în spate. Că nu reușesc să văd cartea, ar trebui să... Facem un zoom, îi rog pe colegii noștri, da, facem un zoom și ne mai bun, să văd și eu cum de... Că ele sunt așezate pe istorie, pe ăla. Puține am... Cele care nu sunt așezate pe domenii sunt în curs de așezare. Ok. Adică la Sfântul așteaptă că nu voi mai reuși să le mai așez. Dar e bună ideea să-mi dați un zoom. V-ați luat telefonul mobil? L-am pus pe masă. Aveți un stativ la vremea respectivă? Sau nu mai țin minte absolut nimic. Dacă nu mai țin minte unde eram, nici nu țin minte de ce aveam atâta herpes. Nu țin minte, se întâmpla ceva acolo. Dar uitați-vă la prăpast, acum ați văzut tehnologie, dar nu asta. Sărăcia mijloacelor gazetărești, că 4 minute. Pe când acum aproape că e ca o emisiune de televiziune, dacă ați observat, este o introducere, sunt titlurile. În timp ați evoluat, ați făcut și rubrici. Când ați început să vă dezvoltați aparatura, să luați și stativ, și lumini, și cameră, și desktop, și laptop? În momentul în care am descoperit că există asemenea instrumente și a devenit o pasiune în sine să le cumpăr. Nu, așa cum... Deci, ca urmare a acestui vlog, da. Nu, adică eu nu am zis, hai să cumpăr, am aflat că sunt și camere și alea și apoi a devenit o pasiune să le cumpăr. Adică, care e cea mai șmecheră cameră? Camera este cea de la birou, care are senzori și umblă după mine. Adică, dar e o problemă, pentru că dacă mă mișc așa, se mișcă. Și se pierde și din rezoluție. Și în vacanță ce luați? Ce luați cu dumneavoastră? Ce aparatură luați? În vacanță iau un laptop care are posibilitatea, are două ecrane. Am un laptop cu două ecrane pentru că am nevoie, pe primul ecran mă filmez și pe al doilea este prompterul, cum spuneți dumneavoastră. Am lumini portative.
Câte? Și aici, și aici am lumini. Sunt din acelea rotunde mari, destul de... Nu alea care sunt, nu, alea care sunt în care se pun telefoanele mobile, nu. Sunt lumini care se pot fixa pe laptop și microfon, cel mai bun microfon este cel cu clamă, cu clamă. Primul clip, 912 vizualizări la vremea aceea, nici 3 comentarii. Nici acum nu mă uit. Nu mă uit nici la comentarii, nici la... În prezent, destul de multe vizualizări, 62.000 de abonați. De abonați și până abonați, în 20.000 de vizualizări. Nu citesc nicio, n-am citit niciodată, nu mă interesează postările. Primul video, la primul video ați fost ajutat de Adrian sau a fost urcat de dumneavoastră? Nu, colaborarea m-a ajutat atunci? În sensul că, dacă observați, în final eu apăs pe un buton. Deci eu m-am înregistrat și l-am trimis apoi pe internet. Acum nu. Acum Adrian, acum înregistrează el. Am înțeles și montează. Da, deci după asta este pune... producătorul dumneavoastră. Da, producător, dar de la distanță, o chestie unică. 1482 emisiuni, inclusiv interviurile din pandemie, totalul orelor, aproximativ 860. Atât timp am pierdut din viață. Înregistrat. Adică o lună și 6 zile. Mulțumesc pentru informații domnului Adrian. Doamnei Cora Munteanu m-au ajutat cu aceste informații. O lună și 6 zile, ce ați fi făcut dacă nu le consumați, consumați această lună tot în vlog? Și să știți că, să nu vă așteptați să spun că visul meu a fost să fac în fiecare zi dintr-o, nu știu, așa cum în fiecare zi, obligatoriu, înainte de a merge la serviciu, trebuie să mă învârt pe niște străzi. E o rutină. E rutina. Spuneați de asta, da, că aveți nevoie de această performanță. Rutină. Da. Abnegația și anduranța dumneavoastră se nasc din această rutină? Nu, e foarte important. Deci eu... Acum pot să spun că am fost seară de seară. Dacă una din seri nu făceam, nu mai puteam. Nu e performanță. Dar când a fost acel moment? A fost acel moment când a spus nu mai am chef, astăzi vreau să mă uit la serialul turcesc. Nu. Oricum tot fac. Și dacă n-am chef, adică am această chestiune să nu cumva să sar, așa am și slăbit. Adică când îmi propun ceva... Haideți să vedem programul noastră, plimbarea de dimineață. Nu plimbare, mie nu plăcește. Cum o numiți? Rupere de între birou și casă, am 300-400 de metri, dar eu merg așa până faceți acolo de până la Piața Victoriei ca să pot să mă rup, adică merg. Și vă eliberați mintea, creați atunci, vă ajută titluri, da, idei? Nu, din nenorocire și în loc să mă relaxez, tot îmi vine prin cap, am întotdeauna la mine, stăți așa, am acest... Reportofon? Da, foarte important. Mergeți cu reportofon? Păi nu, că merg când am o idee, da, mă înregistrez. Care e ultima pe care ați înregistrat? Sau când ați înregistrat? Nu știu, înregistrez și imagini de pe stradă, am înregistrat... Aia știu, am văzut pisicile pe capote. Nu numai, da, nu am... Apropo de motanii dumneavoastră, mai țineți minte când ați înregistrat zilele astea de curând, ce ați înregistrat? Nu mai țin minte, era... A, nu, cred că am înregistrat... foarte interesant era... văd acum un serial turcesc, da. Știu că toată când aud aia... despre Saladin și am rămas uimit că și în mentalitatea islamului Saladin a fost trimis de Dumnezeu. Adică observat la un moment dat toate aceste personaje istorice, apropo și de Iisus, sunt trimise. Da. Adică ele nu... De-aia și imediat atunci venind pe stradă chestia asta, îi dau drumul ăsta, notez și apoi... Și ajungeți la birou, următoarea etapă. Da, și acolo, și acolo pun într-o... Am și această foarte important. Aoleu, ce avem acolo? Aici este, mi-a căzut ăla, aici are un pic și din când în când mai notez. Scriitorul, doar ce ați notat ultima oară? N-am notat nimic, pentru că... Uite, este era... nou? A, mi-am notat... Ce? Este nou? Da, de fiecare dată am această boală, cum spunea Camil Petrescu, să încep ceva nou, după două, trei pagini mă plictisesc. Și scrieți cu stiloul, bănuiesc? Nu tot. Creion. Nu. Dacă povestiți, da. E amuzant, da. Așa. La birou la mine, cine vine... Sunt două birouri. Da. Deci sunt un birou și la mine sunt așa, un monitor uriaș în față, unul în dreapta uriaș, unul în stânga uriaș.
Când scriu la... că eu am învățat să bat cu 10 degete. Nu, e foarte important. Domnule Cristoiu este un jurnalist adevărat, așa face, și noi la facultate am învățat dactilografie. Deci, editorialele, care după mine n-au nicio valoare pentru că nu rămân în istorie, le bat cu 10 degete. Când scriu proză sau despre pisici sau ăsta, am un... mă mut alături. Cu stilou pe hârtie. Da, nu, nu, eu nu pot înțeles? Să... eu sunt aici, mă mut alături cu un alt pe un alt scaun, unul e descris. Și cu stilou. Este foarte important, este vital. După... e foarte important pentru că sunt și mulți scriitori care bat la mașină. Nu, stilou te duce scrisul de mână, urmează inspirația. E, asta vreau să spun și vă relaxați. Adică sunteți atent la caligrafie? Nu sau atent. În momentul în care bat, nu poți să bați atât de repede cum îți vin ideile. Eu am multe paranteze în proză și atunci... dacă aș încerca să scriu proză bătând la calculator, are și un dezastru. De câte ori revedeți un text? Îl revedeți? Vă place sau îl dați mai departe? Oh, este coșmarul vieții mele. Nu e așa? Da, adică gândiți-vă că la proză, eu am caiete, nu? E complicat. Dar și acum trebuie să-mi apară cartea Zigzag prin gândurile mele și am... făcut-o, stilizat-o de 3 ori. E ceva groaznic. Este nimic, nu e mai groaznic. Și mai este o chestiune. În momentul... eu am... ca să termin cât mai repede, că mai este o dată de Dere Popescu. Dom'le, niciodată nu o să termin o carte, că întotdeauna cartea e ideală. Nu. Și atunci dai drumul. Și într-o seară am zis, m-am enervat și am zis, gata. În acest moment, eu trimit lui Dan Androne, nici nu vreau să mai aud. Nici nu mă interesează. Nici nu știu, nici nu mă interesează dacă o să apară sau nu. Am terminat-o. A evoluat blogul în cei 4 ani, ați trecut și prin faza rubricilor, mai multe am notat eu aici, trăim așa cum ne-a blestemat Caragiale, istoria interzisă. Aia e foarte frumos cu mine, Caragiale ne-a blestemat. Asta voiam să vă întreb. Viața va fi altfel? Asta era după începerea războiului din Ucraina, de ale premierului Codcodac, umflatul în pene ca politică de stat. Care v-a plăcut cel mai mult? Am uitat să o precizez pe... eu ar fi trebuit să pun moto. Din Caragiale a dat o dată un interviu și are o replică. Țara e asta, măi Costache, dar nu știu de ce, adică nu era ideea, dar... nu, și să știți că chiar e un lucru interesant asta cu... Caragiale ne-a blestemat. Uneori, mie nu vine... am impresia, stați-mă, parcă cineva... el a scris acea operă și noi nu facem altceva decât... s-o reproducem este incredibil, realitate. Este incredibil. Nu înțeleg cum. Da, culmea, cea mai longevivă rubrică a fost de ale lui Câțu Mâțu. Da, cum v-a venit? Cum v-a venit? Păi, dar era... mie niciodată... am înțeles că e un bărbat. Mie niciodată nu mi-a... Nu mi-a inspirat... Nu mi-a inspirat, adică, nu știu, Klaus Hoane, nu știu. Întotdeauna mi s-a părut Câțu Mâțu, dar nu știu de ce. Adică întotdeauna mi s-a părut neserios. O rubrică despre Klaus Iohannis, cum s-ar numi, dacă ar fi? Am încercat să... la Klaus Iohannis nu prea au mers. Am încercat prima dată să-i spun rața mecanică. Unele părechile mele au prins. Rața mecanică? Deci... da, dar pe noi așa, că el e mecanic așa. Da. Ați observat la Klaus Iohannis? Eu întreb, nu știu, vă întreb pe dumneavoastră, sunteți bărbat. De ce se ține de verighetă? Tot timpul se ține de verighetă, ați observat? Nu știu, poate că are o chestie din aia, din basme, poate că învârte așa, apare pe promptea. Hop, Samantha face... de ce ați renunțat la rubrici? Sau urmează să creați... problema este, rubrici? Nu, n-am ce face, adică încep, v-am spus, pun ăla, timerul, serios, și după... că fac introducerea, ce am văzut, îmi dau seama că s-au făcut 10-15 minute. De fapt, mai iau cu vorba, dacă ați observat. Ați observat că și aici seamănă așa de încleangă. Da, dar încercați să fiți totuși așezat, vă faceți un sumar, aveți și o tabliță. Da, nu jos, nu. Ne-ați arătat la un moment dat o tăbliță albă pe care scria, a, bine, am încercat multe. Ultima experiment este acest un monitor uriaș cu 2 părți, unde sus filmezi și jos...
Am un fel de prompter, unii am unele citate pe care... Și îl respectați... Nu, și de-a de lucru, dacă ați văzut, în timp ce rezistezi, dacă mă caută cineva, chiar vorbesc în timpul emisiunii. Am văzut, bun, pentru că nu mai avem foarte mult timp. Presat de greutatea intelectuală a interlocutorului meu, am simțit nevoia să-mi iau un asistent. Și vă mărturisesc că v-am bărfit cu ChatGPT astăzi. Da. Vreau să vă spun, domnule Cristoiu, că e pistol cu apă, nu ne va lua pâinea de la gură în curând ChatGPT. Nu, să vă noi dau... doi. Noi doi, da, la multe... Am să vă dau, dacă vă interesează, ce caracterizare v-a făcut. Nu știu dacă am timp să citesc acum. E făcută de pe internet. E făcută de pe internet. Însă, ce m-a interesat pe mine? Scriitor, publicist, gazetar, făuritor de presă, vlogger. Ce urmează, având în vedere dezvoltarea, expansiunea tehnologică? Și l-am întrebat pe prietenul ChatGPT. Și mi-a zis că e dificil să fac previziuni precise despre direcția pe care o va lua cariera dumneavoastră, având în vedere multiplele variabile și schimbări în industrie. Dacă Ion Cristoiu a adoptat vloggingul și tehnologia digitală, este posibil să continue să exploreze noi modalități de a transmite informații și opinii. Ar putea să rămână activ în sfera media online sau să-și adapteze abilitățile la noile tehnologii care devin relevante în viitor. Nu mi-a indicat ceva, dar aveți profilul, da? Aveți profilul de căutător, de om care se adaptează evoluțiilor tehnologice. Unde vă vedeți peste următorii 4 ani? Expresia de căutător e bună, din nefericire. Întotdeauna, de exemplu, eu dacă aș prelua o gazetă, mai mult de 6, după 6 luni m-aș plictisi. Dar nu v-ați plictisit de acest vlog? Păi nu, păi n-am cu ei. În fiecare zi se întâmplă ceva. N-am zis-o la interviul noastră, acea chestie care rămâne celebră pentru mine. Noi suntem români. Nimic, uitați-vă așa, nu se poate explica decât prin că e românesc. Și felul meu, eu nu pot să mă disciplinez. Știți că au încercat să mă imite, dar n-au reușit, pentru că internetul cere, ați văzut și noastră aceasta. Sunt mulți care mi-au spus că, nu știu, că se uită la cafea. Dar nu știu de ce. Probabil că zic eu ceva bat câmpii. Da, dimineața. Dimineața, dar ce? Dar și eu trâncănesc fac acest lucru. Și eu fac acest lucru. Eu nu-mi încep ziua fără... Nu, dar trâncănesc. Eu așa o iau așa, povestitor, la gura somei, da. Este... E interesant. Oferiți clipa învelită, împachetată în analiză și cu un pampon de pamflet. Este tot ce trebuie. Analiză, comentariu, informații, moții, istorie. Trimite la istorie, cum a fost aceasta cu Chioru, care la mult l-a plăcut, că am zis cu Arman Călinescu, despre care era, nu avea un ochi, și care a zis regele Carol al II-lea, Chioru acesta e singurul om care vede bine în România. Mi-a plăcut. E o platitudine, ce spun eu acum. Presa se mută în online. Nu v-aș întreba ceva foarte inteligent cum vedeți dumneavoastră presa, v-aș întreba cum vă vede presa pe dumneavoastră. Sunt două categorii. Presa mă vede așa ca o statuie ecvestră pe lângă care treci și zici cine dracu e ăsta? O, cine e ăsta pe cal? Așa? Presa te feliste, mă exclude zicând că sunt controversat în fiecare dată. Eu înțeleg că sunt controversat și ceilalți nu am... Am o părere proastă despre mine, ca să cred că cineva... Chiar am o părere foarte proastă. Din ce punct de vedere aveți o părere proastă? Nu am... Hai să insist. Există un mecanism, un instrument de comunicare, se numește fereastra lui Johari, un om care se identifică prin ochii altuia, sinele public, sinele privat... Sinele public, ce știu eu despre așa, și sinele privat, ce știe lumea despre mine, ce știu eu despre mine și nu știe lumea. Ce nu știe lumea despre dumneavoastră și ar trebui să știe? În afară de faptul că aveți o părere proastă. Că sunt totalmente nemulțumit față de ceea ce am făcut. Adică, dacă mă raportez la Aristotel, sunt Cristoiu. Adică nu e foarte important. Vedeți, marea problemă a politicienilor români este că ei nu-și dau seama
un președinte României și pot să vă spun o chestie care pentru mine, momentul meu de coborâre pe pământ, așa mă duceam în Cuba, nu știu, era în călătorie din asta cu... Și veneau ziariștilor și mi-a zis, Dumnezeule, în acest avion este și liderul de opinie din Slovacia. Adică adică am avut imaginea vedetelor de la noi, vedete, și mi-am dat seama că de fapt și eu sunt... Mi-am să aminte cum era cât pe ce să faceți o poză cu Bill Clinton, dacă vă aduceți aminte, ha, da, în vizita tâmplat, din tâmplat. America. Da, ca să... sunt foarte importante două lucruri. Unu, în timp ce, cum arată filmele americane, politicienii americani acordă foarte mare atenție social media, blogul, vlogurilor. Eu am fost obligat să fac acum în fiecare zi pe Cristoiu Blog Rău știri, pentru că tot ce e pe video nu intră în preocupările lor. Adică nu e monitorizat. Și doi, am văzut la... Gabi Firea a încercat la un moment dat un vlog și a renunțat. Eu cred foarte mult că și politicienii ar trebui să facă. Ultima întrebare scurt. De. Unde se termină acest drum cu vlogul? V-ați gândit? Nu cred că se va termina decât o dată cu mine. Adică chiar și acum când voi avea operație, deja mă gândesc cum să fac în așa fel încât să am în seara respectivă. Nu mi-i imaginez. Nu veți înregistra înainte sau cum veți face? Probabil că un minut voi înregistra cu peticul ăla ca să vadă și lumea că am înregistrat, dar voi înregistra înainte. E foarte important. V-ați hotărât cu ochelari sau fără după? Nu știu, tot întreb. Eu v-am întrebat și pe noastră dacă 22 de ani am stat cu ochelari. Cu ochelari. Da, toată lumea. Răspunsul meu. De ce, parmă intelectual sau ce? Nu, este ceva cu care ne-am obișnuit. Da, lumea apare așa lumea și preferă da. Să rămână în acest confort. O să-mi pun din aia care nu, fără dioptrii, da. Mulțumesc foarte mult, felicitări și la cât mai multe episoade, cât și mai multe ore. Și trebuie să mă duc să fac înregistrarea. Mulțumesc frumos, da. A fost Ion Cristoiu, scriitor, publicist și vlogger la 4 ani de jurnalul meu video. Toate cele bune!